Record de infectări cu COVID-19 în Maramureș. Față de raportarea din ziua precedentă s-au înregistrat 55 de cazuri noi de coronavirus în județ. Astfel de la începutul pandemiei, 773 de maramureșeni au contractat virusul pentru care încă nu există un vaccin. Din păcate, a crescut și lista deceselor, de la ultima raportare fiind înregistrat încă un astfel de caz. Decesul cu numărul 44 din Maramureș este o persoană masculină din categoria de vârstă 50-59 de ani, care a prezentat și comorbidități. Și la nivel național, numărul infectărilor zilnice este foarte mare. Față de ultima raportare, au fost înregistrate 1415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. În total, până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 68.046 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. De la debutul pandemiei, 2900 de persoane diagnosticate cu infecție cu noul coronavirus au decedat. În intervalul 13-14 august au fost înregistrate 44 de decese ale unor pacienți infectați internați în spitalele din țară. Vârsta acestora variază de la 30 la peste 80 de ani. În unitățile sanitare de profil, la această dată, sunt internate cu COVID-19 un număr de 7431. De persoane, din care 473 la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate aproape 1,5 milioane de teste.